Bani pentru plata pensiilor recalculate. Păi asta este foarte bine, pentru că în bugetul pe anul acesta am văzut o creștere semnificativă și probabil au fost făcute simulări atunci când s-a venit și cu acest element de noutate. Mă refer la acordarea de punctaj suplimentar pentru anii de stabilitate. Iar ceea ce spunea legat de normele de aplicare a legii, este clar că au venit și au o formă care trebuie consolidată. Este vorba de o hotărâre de guvern care are ca anexă normele de aplicare a legii, unde vor fi detaliate aspectele care trebuie clarificate din textul de lege, modalitatea în care se va, pe care se va construi și sistemul informatic. Va fi supus dezbaterii publice, probabil documentul inițial, așa cum zicea domnul Baciu, va suporta îmbunătățiri după ce va trece prin mai multe filtre și este foarte bine să fie făcut public. Cu siguranță, doamnă. Și de cât mai mulți oameni. Să se uite și domnul Leonte pe el. Domnul Leonte! Sigur. Auziți?